Dragii mei, dorim și în această dimineață să stăm câteva minute în fața Cuvântului Dumnezeu. Doar pentru după masă, mă amintesc și duminica trecută am anunțat, vom avea tinerii de la Biserica Fraților Ucrainieni, aici unde fratele Iura slujește, vor fi împreună cu noi, vor sluji și unul dintre băieții care slujesc acum acolo în biserică va aduce Cuvântul lui Dumnezeu. Este acolo o familie de ucrainieni care ei au 6 copii și au mai înfiat 6 copii, au 12 copii. În total au venit cu toți au venit din Ucraina aici pentru că ei vin de acolo din zona de război și sunt stabiliți pentru o vreme aici în Timișoara. Ei slujesc acolo aici la Biserica Fraților Ucrainieni unde se adună și după masă sunt împreună cu noi. Ce să spunem, Domnul să-i binecuvinteze și șederea lor aici, în țara noastră, să fie o binecuvântare pentru ei. Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, în cartea a doua împăraților, la capitolul 5, citim Cuvântul lui Dumnezeu, cu versetul 19, pagina 394. Doi împărați, capitolul 5, cu versetul 19, spune Cuvântul Domnului astfel. Elisei a zis, du-te în pace. După ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la noi 2 tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, 1 talent de argint și 2 haine de schimb. Naaman a zis, fă-mi plăcere și ia 2 talanți. A stăruit de el și a legat 2 talanți de argint în 2 saci împreună cu 2 haine de schimb și a pus pe 2 din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă, apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său Elisei și a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei i-a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măsline, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpada. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Dragii mei, m-am gândit în această dimineață să am un gând aici din cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură. Ținând cont și de experiența ce am avut-o în săptămâna aceasta, fiind plecat în Ucraina, v-am zis un pic din partea frumoasă a lucrării care se face, dar în discuțiile ce le-am avut acolo cu frații, ne-am dat seama că omul e tot om, și în vreme de război, și în greutăți. Sunt și din partea ucrainienilor, și din partea românilor noștri, oameni care au profitat și profită de pe urma războiului, profită de pe oameni, de necazurile lor, și chiar într-un mod nedemn și profită de necazurile oamenilor. În această dimineață, aș vrea să nu luăm exemplu pe alții, ci aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să ne uităm fiecare în viața noastră. Și să vedem oare de câte ori nu am fost tentați. Și mesajul din această dimineață l-am intitulat Răvnind la hainele altora. Răvnind la hainele altora. Și alții se uită la mine și ar vrea să fie în hainele mele. Și eu, la rândul meu, sunt tentat să mă uit la hainele altora. Și niciodată nu suntem tentați să ne uităm la hainele ălor mai săraci ca noi. Ci întotdeauna râvnim
la niște haine mai bune decât ale noastre. Și întotdeauna am vrea să o ducem mai bine decât suntem. Să, dragii mei, acesta este un pericol și acesta despre Gehazi aș vrea să vorbim în această dimineață, să vedem de ce Gehazi nu i-a fost bine, lui Gehazi nu i-a fost bine în hainele lui. De ce i-a trebuit hainele altuia? Și spune cuvântul lui Dumnezeu această experiență pe care cu toții o cunoaștem, Naaman, miracolul pe care Dumnezeu l-a făcut venind la Elisei și băiatul acesta, slujitorul acesta, a fost martor la tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Să fii martor la unul dintre cele mai mari miracole pe care s-au întâmplat în țara lui Israel, despre care avea să amintească peste ani Domnul Iisus Hristos, când ajunge în satul lui, în Nazaret, și spune, amintește despre miracolul acesta, când spune, mulți leproși au fost în Israel în vremea lui Elisei. Însă niciunul n-a fost vindecat, în afară de Naaman Sirianul. Toți și-or fi imaginat, oare cum o fi fost acolo? Ce s-o fi întâmplat? Gehazi a fost acolo. Gehazi a fost în casă, Gehazi a fost mesagerul lui Elisei. Elisei nu a ieșit din casă când a venit Naaman. Elisei a spus lui Gehazi, uite, du-te și spune omului acestuia, te duci la Iordan, te scazi de 7 ori și o să fii sănătos. Și purtătorul de cuvânt al lui Elisei a fost Gehazi. El a dus mesajul. El nu a avut mesaj din partea lui Dumnezeu, dar a fost purtătorul de cuvânt al lui Elisei. Cu toate acestea, se încheie experiența aceasta. Naaman iasă din Iordan vindecat, se întoarce la Elisei acasă, cu miracolul acesta peste el, curățat de lepră. Gehazi îl vede, spectaculos, extraordinar, deosebit. El vrea să-și descarce carul la Elisei acasă, care are cunoștință că a fost vindecat, și Elisei zice, te rog să te duci și cu banii tăi și cu hainele tale, du-te către casă, nu trebuie nimic. Ia 2 saci de pământ și Elisei își continuă rugăciunea, își continuă părtășia cu Domnul, însă în mintea lui Gehazi rămâne lucrul acesta. Ce bune ne-ar fi fost hainele alea. Ce bine ne-ar fi prins banii aia. Cum s-ar fi schimbat viața mea dacă eu aș fi reușit, dacă stăpânul nostru ar fi vrut să se oprească carul ăla aici la noi. Și de aici începe ispitirea la nivelul minții lui Gehazi și caută din acest moment hainele altuia. În primul rând, dragii mei, aș vrea să învățăm în această dimineață de ce căutăm hainele altora. Pentru că nu vedem binecuvântarea care Dumnezeu a pus-o în hainele noastre. Și ne vedem uneori așa de slăbuți, ne vedem uneori așa de dezarmați, ne vedem uneori așa de sărăcăcioși. Păi cine era mai binecuvântat ca și Gehazi, în comparație el și cu Naaman, cu un car plin de bunătăți, dar cu o boală sub piele, pe pielea ta, când tu n-ai valorile pe care le are ăsta în car, dar ești sănătos? Un paradox. Omul acesta bolnav, care avea multe bogății și o stare financiară bună și o poziție bună, a spus, eu las aici carul cu tot ce-i, dacă mă poți vindeca. Și el zice, dar eu nu-ți dau vindecarea pe baza bunurilor pe care le ai. Dacă Dumnezeu se îndură de tine, te vindeci. Deci omul acesta nu a pus preț și valoare pe aceste lucruri, ci mai valoroasă era sănătatea lui și starea lui. Gehazi nu vede lucrul acesta. Și, dragii mei, suntem ispitiți să căutăm la hainele altora când nu vedem binecuvântarea lui Dumnezeu din viața noastră. Și aici trebuie să contorizăm foarte bine ceea ce Dumnezeu a binecuvântat viața ta. De ce ești așa de binecuvântat? Și să pui în balanță ceea ce ai tu, nu neapărat din punct de vedere material cu ceea ce au alții. Știți dumneavoastră, toți oamenii care se expun cu bunurile lor materiale, bani, mașini, case, toate cele, nimeni nu spune și nimeni nu-și povestește din casă eșecurile, neîmplinirile, nopțile nedormite, certurile din familie, stresul pe care l-au. Da, au, din punct de vedere material, cam de toate. Nu duc lipsă de nimic.
Dar ar da toate astea ca să aibă liniște și pace. Cu ceva timp în urmă, unul dintre frații noștri de aici, din Timișoara, foarte bogat omul, foarte bogat, o casă bună și nu se plânge, și un om mulțumitor înainte de Dumnezeu, credincios de-a nostru. Fetița lui, trecută de 18 ani acum, a fost diagnosticată cu cancer. A început tratamentul acesta cu chimioterapie, cu toate astea. Eu știu că mulți râvnesc la bunurile lui, dar cred că părintele ăsta ar fi dispus să renunțe la toate. Să spună, luați-mi și casă, luați-mi și business-ul și averea și toți. Numai Dumnezeu să-mi lase fata sănătoasă. De ce uneori râvnim la hainele altora? Că nu vedem că hainele noastre sunt așa de binecuvântate. Că el n-are decât un pic mai multe bunuri decât mine. Dar eu am valori mai mari decât ceea ce poartă Naaman în car. Eu sunt sănătos, eu am copiii lângă mine, la noi liniște și pace în casă. Nu-mi trebuie hainele altora să și le ducă și să și le poarte ei. Spunem în această dimineață, învățăm de la Gehazi, pericolul și panta pe care el a coborât a fost că el n-a văzut binecuvântările din viața lui, ci a crezut că marile binecuvântări sunt în carul lui Naaman. În primul rând, Gehazi era în casa unui om al lui Dumnezeu și a văzut minunile lui Dumnezeu. În al doilea rând, Gehazi era binecuvântat, el era sănătos, era tânăr, avea perspectiva vieții, va putea să-și facă de-a lungul vieții zeci și sute de haine dacă vrea. Dar iată, vine diavolul și te ispitește și nu mai vezi nimic din binecuvântările din jurul tău, ci le vezi tot timpul acolo unde n-ar trebui să le vezi. Și spunem în această dimineață, Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să depășim momentele acestea de ispită pe care Gehazi le-a avut. Suntem aici în casa lui Dumnezeu și har Domnului, Dumnezeu ne binecuvintează aici în fiecare săptămână, de fiecare dată când vin în casa lui Dumnezeu. Aici vedem minunea lui Dumnezeu, prin părtășia cu frații, prin binecuvântările care Dumnezeu ne le aduce în rugăciune, în cuvântul Lui. Nu-mi trebuie să râvnesc la alte lucruri, ci vreau să mă bucur de binecuvântările și de minunile care Dumnezeu le așează lângă mine. Nu sunt în casa lui Elisei, dar sunt în casa Domnului. Și aici Dumnezeu îmi dă cele mai mari binecuvântări. Spun în această dimineață, facă bunul Dumnezeu să ne dea gândul acesta al mulțumirii. Amin? Apoi, dragii mei, dacă ești ispitit și nu vezi binecuvântările din viața ta și râvnești tot timpul la ceva mai mult și la ceva ce altul are și tu nu ai, e greu dacă Dumnezeu nu ți le dă prin harul Lui, ci trebuie să le obții tu. Și cum le obținem? Iată ce face Gehazi, spune cuvântul Domnului. A zis că a venit gândul ăsta la mintea lui. Pentru că dacă în mintea ta nu s-a putut instala mulțumirea înaintea lui Dumnezeu, că ești în casa marelui proroc din vremea de atunci, nu te-a mulțumit nici faptul că ai văzut minunile lui Dumnezeu. L-ai văzut pe Naaman vindecat. Tu l-ai văzut și cu lepră, l-ai văzut și tratat de lepră. Asta nu s-a putut instala în mintea lui Gehazi. Ai văzut simplitatea slujitorului lângă care Dumnezeu te-a așezat. L-ai văzut că la omul ăsta nu-i trebuie altceva decât să se roage, îi mulțumește lui Dumnezeu și pe el nu-l interesează bunurile materiale. La nici asta nu s-a putut instala în mintea ta, Gehazi. Dar iată ce s-a instalat în mintea lui. Spune, Gehazi a zis, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sinea lui, adică în mintea lui, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acesta Naaman și n-a primit din mâna lui ce dăduse. Viu este Domnul că voi alerga după el și eu o să iau ceva. De ce trebuie să iei ceva? Că mă simt sărac, de-aia mai trebuie ceva. Că nu sunt împlinit, de-aia mai vreau ceva. Că nu sunt mulțumit cu unde m-a așezat Dumnezeu și ce a făcut din mine Dumnezeu, de-aia mai trebuie ceva. Că dacă avea destul, nu mai trebuia nimic. Elisei a fost un om mulțumit. El a avut de toate, de-aia nu a ieșit din casă. De-aia nu a râvnit la carul lui Naaman. În schimb, Gehazi zice, eu sunt un pic nemulțumit și neîmplinit. Mai îmi trebuie ceva. Ce îți mai trebuie? Mă duc să iau ceea ce la stăpânul meu nu i-a trebuit. Și pentru că toate aceste lucruri despre care am mintit pe Elisei, nu l-au împlinit. Minunile, starea, locul unde Dumnezeu l-a așezat, merge să obțină el ceva mai mult.
și n-ai cum să le obții. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Gehazi a alergat, Naman s-a oprit, l-a văzut că vine alergând și Naman a întrebat, totul e bine? O, zice, da, totul e bine. El a răspuns, totul este bine, stăpânul meu, în versetul 22, mă trimite să îți spun, iată că au venit la noi doi tineri din muntele lui Efraim, din fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Păi dacă tot ai nevoie și dacă tot vrei să obții ceva, dacă tot nu ești mulțumit, obțin-le măcar corect. Însă adeseori, dragii mei, când vrem să râvnim la haina altuia și vrem să ajungem undeva mai sus de unde a rânduit Dumnezeu să fii, întotdeauna va trebui să faci ceva compromisuri. Fie să minți, fie să te dai drept altul, ca să poți să-ți obții bunurile acestea. Credeți că nu i le-ar fi dat Naman dacă Gehazi ar fi zis, mie mi le trebuie? Ar fi zis Naman, nu ți le dau? Cu siguranță le dădea. Doar le-au venit cu gând să le dea. Că nu i le trebuie la Elisei, că le trebuie la Gehazi. Luați-i, Domnule, doar pentru voi le-am adus. Eu nu vreau să mă duc cu ele înapoi în țară. Dar de ce să minți? Oricum nu era nimeni cu el acolo. Nu era nici Elisei, nu era nimeni, nici prieteni, nici cunoscuți lui, nimeni nu știa. De ce să minți? De ce să obții ceva folosuri, foloase prin minciună, când poți să le obții cu adevăr? Dragii mei, învățăm de la Gehazi în această dimineață, când râvnești la haina altuia și vrei să urci mai sus de unde Dumnezeu te-a așezat, întotdeauna îți vei construi propriile tale scenarii. Eu cred că dacă fac așa, cred că dacă spun așa, cred că dacă mă descurc așa, cred că dacă le fac așa cum gândesc eu, o să iasă bine. Și adeseori, dragii mei, uităm de sinceritate, uităm de adevăr, uităm de respect și vrem prin orice preț să ne obținem aceste bunuri. Iată, spune, Naman nici nu stă să cerceteze. Spune, ai nevoie de ceva de la mine. Eu ți le dau, că mie nu mai îmi trebuie nimic. Eu am deja cea mai mare valoare. Eu sunt sănătos, am fost vindecat de Domnul, nu mai îmi trebuie nimic. Dacă tu râvnești la hainele mele, ia-le. Nici nu mă interesează dacă e adevărat sau nu e adevărat, ia-ți-le. Iată ce spune Naman. Naman zice că, fă-mi plăcerea, în versetul 23, Gehazi a cerut un talent, a spus, ia doi talanți. Ia mai mult decât îți trebuie. Ia doi talanți. Și ia hainele și du-le cu tine. Și spune, și-a pus pe doi din slujitorii lui să le ducă înaintea lui Gehazi. Talanții de aici, asta iar n-am înțeles, de ce a trebuit Gehazi să ceară doi talanți de argint, când marea valoare era atunci în aur, nu în argint. Talanții aceștia cântăreau undeva la 50 de kilograme. De fapt, talentul era o unitate de măsură, cum sunt kilogramele la noi. Da? Exact ca și cum Gehazi ar fi zis, dăm un kilogram, dăm 50 de kilograme din argintul care îl ai. Și Naman a zis, eu îți dau. Dar nu știu dacă ești în stare să-l cari. Adică i-o dat, o spus, nu numai, îți dau doi talanți, adică i-o dat 100 de kilograme de argint. Păi n-avea cum să le care, n-avea cum să le ducă. De-aia i-o zis, ia și doi slujitori, să te ajute să le care până acasă. Îi spune că doi din oamenii lui l-au ajutat pe Gehazi să ducă bunurile până acasă. Mă gândesc că hainele le-au fi pus el pe umăr și greutățile astea le-au cărat aia doi oameni. Face Gehazi lucrul acesta crezând că din momentul ăsta viața lui e rezolvată. Se gândea de acum la căsătorie, se gândea la familie, se gândea că copiii lui o să fie rezolvați. Nu știe nimeni. L-am mințit și pe Dumnezeu, l-am șmecherit și pe Gehazi, l-am șmecherit și pe Elisei și eu, Gehazi, sunt aranjat pentru tot restul vieții. A mers și a pus toate bunurile deoparte și pentru el marea lui valoare de acum era în doi talanți de argint și două schimburi de haine. Că n-a mai reușit să se gândească la minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, n-a mai reușit să se gândească că de fapt în zilele lui s-a întâmplat un miracol și Dumnezeu a făcut ceva deosebit în casa și cu slujitorul și omul la care slujitor era el. Toate astea au trecut pe locul 2. N-a mai reușit să vadă decât niște argint, o grămadă de argint și două schimburi de haine. Mulțumit, s-a dus la Elisei. Nu spune nimic. El, din punct de vedere financiar, a fost rezolvat, a obținut ceea ce i-a trebuit și credea de acum că totul, viața o să meargă la fel ca și înainte. Paradoxal, iată ce spune Elisei. După ce s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său,
Elisei i-a zis, de unde vii Gehazi? Și el a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Și n-ai cum, pentru că tot ceea ce obții prin minciună, va trebui să o rezolvi mai departe tot prin minciună. Și va trebui cu o minciună să acoperi o altă minciună, ca să poți să mergi înainte. El n-avea cum să spună acum ceea ce a făcut. Ce a spus, nu am fost nicăieri. Eu tot aici, eu sunt tot la fel ca și înainte. Atunci Elisei face niște afirmații deosebite și dă un verdict grozav de dur pentru viața lui Gehazi. Dar Elisei a zis, oare n-am fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Și versetul 27, ce interesant, spune Elisei așa, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. La asta nu s-a gândit Gehazi. Nu s-a gândit de Gehazi că odată cu bunurile astea mai vin și alte lucruri pe care nu ți le dorești și nu le-ai luat în calcul. Și spune Naaman, spune Elisei, lepra lui Naaman se va lipi de tine. Și era, nu înțeleg de ce au spus și de sămânța ta. De ce au spus și de copiii tăi și familia ta de acum o să rămână un semn că n-ai fost mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat și ai avut. Na, de acum o să ai. Și ce e interesant, de lepra aceasta nu se moare. Lepra asta era doar o boală care puteai să o duci pe picioare. Puteai să stai cu ea ani de zile. Așa a stat și Naaman. Naaman, nu știm cu câți ani în urmă s-a fost îmbolnăvit. Dar iată, Naaman a fost general de armată. El dădea mâna cu soldații. El era zi de zi între oameni. Nu era o lepră care se lua, ci era o lepră albă, așa cum spune în cartea Levitic, în capitolul 13, este lepră albă care nu se ia, ci doar îți macină trupul și o duci ani de zile poți trăi cu ea. Și iată vine Naaman în Israel, scapă de lepra asta, scapă de boala asta, Dumnezeu îl vindecă și se lipește de Gehazi. Că Gehazi n-a știut că în spatele hainelor din carul lui Naaman de fapt era lepră. Pentru că scrie în cartea Levitic în capitolul 13, oricine este bolnav de lepra aceasta albă, să meargă înaintea preotului să fie cercetat. Și dacă preotul consideră și spune că este lepră albă, spune acolo un detaliu pe care Gehazi nu l-a știut, dar Elisei l-a știut. A spus, lepra se lipește de hainele lui și el să scoată hainele și să fie arse în foc, ca astfel să se nimicească răul acesta. Ce a știut Elisei? Hainele alea poartă boala în ele. Ți le duci înapoi acasă. Faci ce vrei cu ele, dai foc. Mie nu-mi trebuie hainele tale. Dar Gehazi a zis, n-are ce să se întâmple. Eu n-am să mă, decât o să mă bucur și o să mă laud cu hainele astea pe la noi prin sat, pe la noi prin oraș și o să spun, uite ce realizări am făcut într-un timp așa de scurt. Neștiind că de fapt toate astea au purtat în ele o boală și s-a lipit de el. Blestemul care a fost și verdictul lui Dumnezeu, de acum și copiii tăi o să poarte pe pielea lor o boală ca și lepra. Ce vreau să spun cu asta e că, dragii mei, nemulțumirea mea de azi, a hainelor pe care le port, a statutului pe care l-am, câți bani am, casa pe care o am, mașina pe care o am, nemulțumirea asta o să o dau și copiilor mei. Și ai mei și să ajungă să facă 1 milion de euro. Dacă eu am fost bolnav de lepră, le-o dau și lor mai departe. Că nici ei, nici cu 1 milion de euro nu o să fie mulțumiți. Ci întotdeauna își vor dori altceva mai mult și mai nesăbuit. Învățăm de la Gehazi, și-a dorit hainele altora, dar nu și-a dorit hainele bune. Îl vedem în schimb pe Elisei. Elisei și el, în tinerețea lui, a fost un slujitor ca și Gehazi. Și spune că a stat
și a turnat apă pe mâinile lui Ilie. Și când Ilie s-a înălțat la cer, a spus: Stăpâne, și eu vreau hainele altuia, dar eu vreau hainele tale. Și aș vrea atunci când pleci la cer să-mi dai din puterea ta. Pentru că eu vreau să slujesc lui Dumnezeu mai bine decât tine. Deși și el a văzut și a fost înconjurat de mulți oameni și nu cred că erau într-o stare financiară tare bună, dar Elisei a văzut puterea lui Dumnezeu și marile valori pe care Dumnezeu i le-a dat în anii de slujire. Și ce a spus Ilie? Dacă mă vezi la cer, când mă înalți și prinzi haina mea, va veni peste tine o înduită putere din Duhul meu. Ce frumos! Ce frumos! Asta îmi doresc și încerc să-mi influențez și copiii care Dumnezeu mi-a dat. Și dacă ne va da Dumnezeu peste ani și nepoți, o să încerc să-i motivez să-și râvnească o haină pe care Dumnezeu ne-o dă. O haină credinței, o haină slujirii, o haină mulțumirii înaintele Dumnezeu. Că celelalte haine sunt frumoase, dar toate poartă în ele o anumită boală. Și spunem în această dimineață, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să fim mulțumiți de hainele în care Dumnezeu ne-a așezat. Să fim mulțumiți de familia care Dumnezeu ți-a dat-o. Copilași așa cum sunt ei. Serviciu, slujba pe care o ai. Toate astea Dumnezeu știe de ce te-a așezat pentru un timp acolo și ai cât ai și faci ceea ce faci. Spunem în această dimineață, nu că nu ne dorim mai mult. Ne dorim fiecare să avem mai mult, să o ducem mai bine, să fim, dar nu cu orice preț. Nu mințind, nu înșelând pe alții, nu făcând ceea ce nu este bun înaintea lui Dumnezeu, ci ne dorim, dacă Dumnezeu alege să mă binecuvinteze mai mult, să o facă cum știe El. Are El metodele Lui. Până atunci, îi mulțumesc lui Dumnezeu de hainele pe care le am. De ceea ce Dumnezeu mi-a dat și mi-a dăruit până astăzi. Încheie experiența lui Gehazi, totuși într-un ton frumos și pozitiv. Învață Gehazi o lecție dureroasă pe pielea lui și pe pielea familiei lui, dar ce face Gehazi? Nu pleacă de lângă Elisei. Rămâne slujitor. Și spune Elisei: Stăpâne, am înțeles. A fost o nebunie în mintea mea să fac lucrul ăsta, l-am supărat pe Dumnezeu, e drept pedeapsa care o au, dar vreau de acum să mă corectez. Aș vrea să-ți rămân slujitor în continuare. Se poate? Și Elisei zice: se poate. Dacă Naaman a putut să-și conducă o armată, fiind lepros, tu poți să rămâi slujitor chiar dacă ai lepră pe tine, pentru că nu se ia și nu ne afectează pe ceilalți. Rămâne Gehazi slujitorul Elisei și în decursul anilor vine această experiență interesantă în care sirienii, de data aceasta, nemai ținând cont de binele care Dumnezeu l-a făcut lui Naaman, vin ca să cucerească pe Israel. Și spune cuvântul Domnului că au venit într-un număr așa de mare și în special îl căutau pe Elisei, că au auzit că el este spionul din țară. Și vin sirienii cu o armată întreagă și sunt la porțile Samariei. Și Elisei spune: eu nu am cum să mă lupt cu ei. Ce pot să fac? Să mă rog lui Dumnezeu. Și se roagă Elisei un lucru interesant și spune: Doamne, orbește-i. Că dacă s-o orbi, e gata, nu mai văd. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Gehazi atunci îl întreabă pe Elisei: Domnul meu, ce o să facem? Ce facem în situația asta? Eu ți-am rămas credincios. Bine, cu boala asta pe mine, cu lepra, cu păcatul pe care l-am făcut. Dar am rămas lângă tine. Acum suntem gata, murim. Și ce face Elisei? Elisei se roagă lui Dumnezeu și spune: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Să vadă că, uite, băiatul ăsta s-a liniștit. Nu mai trebuie acum, nu mai trebuie, mă miram, nu fi trebuit acum haine de la soldații ăștia care vin. Cine știe ce? Nu mai trebuie nimic, s-o lecui de toate. A vrut să rămână lângă Elisei, să-l slujească și de acum a început și el să vadă minunile lui Dumnezeu. Lucrurile mai valoroase decât nimicurile astea. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu s-a îndurat de Gehazi și a deschis ochii și a văzut oștirea Domnului și a văzut carele de război al lui Dumnezeu și armata lui Dumnezeu care stătea să-i apere pe ei doi, pe Gehazi și pe Elisei. Ce frumos se încheie această experiență. Se întâmplă în viață să greșesc. Se întâmplă în viață să-mi doresc lucruri pe care Dumnezeu n-ar fi vrut să le iau, să mă ating de ele. Dar dacă știu să mă întorc, să rămân lângă Domnul, uneori trebuie să plătim prețul, dar nu înseamnă că Dumnezeu te dă la o parte.
Nu înseamnă că Dumnezeu nu-ți mai dă șansă. Nu înseamnă că Dumnezeu nu te binecuvintează. De acum să guști, de fapt, adevăratele valori pe care Dumnezeu le are. Gehazi stă cu lepra pe el, dar cu ochii deschiși și vede carele lui Dumnezeu. Și vede protecția lui Dumnezeu. Și apoi Elisei se roagă și spune: Doamne, dacă ai deschis ochii lui Gehazi, închide ochii sirienilor. Și Dumnezeu asta face. Îi deschide ochii lui Gehazi și vede ceea ce nimeni n-a putut să vadă, numai el și cu Elisei. Și o armată întreagă a orbit și au dus de mână până în capitală, spune cuvântul Domnului, și acolo le-a dat pâine, mâncare și au plecat înapoi acasă. Rămâne această experiență și m-am bucurat citind despre viața lui Gehazi. Se întâmplă în viață să vrei mai mult. Se întâmplă în viață să calci principiile lui Dumnezeu, să nu mai ții cont de minuni, de miracole, de fraze, de principiile de Dumnezeu și tu să ai drumul tău, să vrei tu să-ți atingi ținta aia. Și uneori atragem peste noi lucruri nedorite, dureri în suflet, eșecuri. Dar ce frumos este să ai un moment în care să spui: am înțeles, vreau de acum să mă opresc și vreau să văd doar Dumnezeu. N-are lucruri mai valoroase decât un talent și două haine? Și iată, Elisei are parte de niște lucruri deosebite pe care Dumnezeu le arată. Suntem în această dimineață aici în casă de rugăciune și eu cred că Dumnezeu în anii aceștia ne-a deschis ochii și nouă să vedem că marile binecuvântări nu ne sunt în dulapuri, nici în garaje, nu ne sunt pe pământul pe care le-am cumpărat, ci marile binecuvântări sunt acolo unde Dumnezeu ne deschide ochii și vedem lucruri pe care prea puțin le văd. Vedem lucruri pe care prea puțin le înțeleg. Frații din Ucraina ne povesteau, și cu asta închei, au venit aici în satul unde au construit biserica, unul dintre frați care Dumnezeu i-a vorbit să vină în zona asta să planteze o biserică. Am mers la primărie, nu era niciun credincios evanghelic în satul unde acum este biserica fratelui Iura, ne spunea păstorul. Și spunea, l-am venit aici, nu era niciun pocăit. M-am dus la primărie și am spus: domn primar, nu aveți un pământ, o casă, ceva. Aș vrea să fac o strângere pentru pocăiți, pentru evanghelici. Au, zice primarul, avem aici de toate. Eu aici am în sat, nu mai scap de voi. Zice, am ortodox, am catolici, am oastea Domnului, am reformați, am... Nici nu mai știu cât. Mai de voi mai era nevoie. Numai de pocăiți nu mai era nevoie. Nu, zice, vouă nu vă dau nimic. Bine, zice fratele. O mers să căutat o cameră, o închiriat, o casă de la cineva. S-au adunat 2-3, au mai venit, au început să predice Evanghelia, au umblat pe străzi, au început oamenii să pocăiască, s-au dus iară la primărie. Le-au spus, domn primar, uite, ne-am înmulțit, am vrea să ne dați un loc, să facem o casă de rugăciune. Au spus, bă, voi n-ați înțeles, cât timp eu sunt aici, pocăiți în satul ăsta nu o să fie. Atunci unul dintre frații care s-au convertit și era mai cu tupeu așa și mai curajos, zice, domn primar, dar nu înțelegi, noi acum te rugăm, dar Dumnezeu nouă o să ne dea cel mai frumos loc din satul ăsta, în centrul orașului, o să facem biserică. Bă, zice, tu nu, eu scos afară. O zice, ce afară? Eu vin să vă bate joc de mine? Nedorit. Nu a trecut câteva luni și a murit primarul. Nu i-a dorit nimeni moartea. S-a întâmplat, a murit omul. S-a schimbat conducerea primăriei, spune aici de la ei din sat, și a venit o doamnă. Și acum s-a dus iară la primărie. O spus, ne-am dus și am zis, doamna primăriță, uitați, noi am venit iară să cerem un loc. Zice, gata, știu. Știu că știu povestea și eu mă tem, eu nu vreau să mor. Eu vă dau. Ce vă trebuie, căutați-vă un loc. Ori găsit, sunt cu totul alte proceduri acolo de cumpărare a terenurilor și a bunurilor statului decât la noi. Spunea fratele Luca, o spus, în centrul orașului era aici o grădină cu o fundație, de 18 ani era turnată fundația aia acolo și era locul statului, a primăriei. Eu spus, primăria l-a scos la licitație și primăriți au zis, bă, uite, noi scoatem asta, cred că tare bine vi s-ar potrivi vouă pentru biserică. Ori cumpărat locul ăla și după ce au cumpărat locul ăla și-au dat seama, primăriți au spus, îl cumpărați, dar trebuie să faceți clădirea exact cât e fundația aia turnată. Eu nu știu pentru ce a fost făcută, cu 18 ani în urmă.
când nu era nici gând de pocăit prin zona aia, când nimeni nu se gândea că trebuie făcută biserică acolo. Era o clădire foarte mare. Fundația, ca să vă imaginați, cred că era cam încă o dată cât toată clădirea bisericii și partea din spate. Deci o fundație foarte mare, turnată. Și frații au spus, bă, dar cum să facem noi o biserică, noi suntem 20-30 de oameni aici, să facem o clădire atât de mare doar ca să acoperim fundația asta? Dar au zis fratele Luca, băi, dacă Domnul așa a rânduit și dacă așa s-a deschis și în centru satului aici și un loc așa de larg, hai să-l facem. Au început să facă proiectul pe fundația asta și în urmă cu câțiva ani, cred că cu vreo 2 sau 3 ani, au spus că au finalizat. Au făcut acolo biserică, au făcut o școală biblică și au sălile pentru copii. Și acum când s-a terminat și acum când a venit războiul și în biserica lor sunt cei mai mulți refugiați din toată partea asta a Ucrainei, spunea fratele Luca, acum ne dăm seama de ce Dumnezeu ne-a pus să facem clădirea pe fundația asta atât de mare și cu atâtea camere. Pentru că Dumnezeu avea în vedere anii care vin, oamenii care au să vină la noi în biserică, cei care au venit și au stat aici, iată, de luni de zile, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce noi nu ne putem imagina. Spun în această dimineață, dragi frați și surori, uneori hainele altora par mai interesante, însă cel mai interesant este să rămâi lângă Dumnezeu și Dumnezeu să-ți arate ceea ce vrea El pentru tine. Hainele pe care le ai sunt cele mai binecuvântate. Casa în care ești e cea mai binecuvântată. Familia pe care o ai e cea mai specială. Și spunem în această dimineață, Doamne, ajută-ne să fim și noi ca și Gehazi în a doua parte a vieții. Amin? Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să ne închinăm cu... Avem o cântare? Cântăm o cântare împreună cu tine și apoi aș vrea să ne rugăm înainte de Dumnezeu. Binecuvântăm pe Domnul această dimineață și mulțumim din toată inima și învățăm din experiența acestui om. E așa de bine să te mulțumești cu ceea ce ai și să te ferești de riscurile și neprevăzutele pe care ți le pot oferi alte lucruri și alte haine.